un simbol al județului și un simbol al orașului Târgu Neamț, că tot de acolo ne venea lumina până acum, atunci lucrurile trebuie musai discutate. Invitat în emisiune, domnul Marius Leuștean, administrator LEMAR, firma care acum face proiectarea pentru cetatea Neamțului, sau dacă greșesc, eu la tehnică nu mă pricep. Domnul Marius, bine ați venit în emisiune. Bună ziua, bine v-am găsit și bună ziua și video spectatorilor dumneavoastră. Cei care se uită acum, care se vor uita pe parcursul zilei, pentru că emisiunea rămâne și pe YouTube, rămâne și pe site, rămâne și pe grupuri și sigur, după ce vom termina, mulți se vor întreba ce se întâmplă acolo la Târgu Neamț sau nu la Târgu Neamț, că încă bănuiesc că nu se întâmplă nimic la Târgu Neamț. Ce se întâmplă în culoarele sau în culisele programelor europene blocate în anumite zone. Vă rog, ca să începem, prima dată expuneți-ne subiectul de la Târg și pe urmă vom discuta și despre cealaltă lucrare pe care o faceți dumneavoastră, tot cu beneficiar Consiliul Județean sau Complexul Muzeal Neamț, nici nu știu cum e acolo, că e ceva așa... Hai să fie Consiliul Județean. Un melanj, da? Spuneți-ne, care este situația cu cetatea? Situația cu cetatea este o situație deosebit de gravă. Și e o situație gravă în principal pentru că cetatea la modul fizic se dărâmă, adică au început să cadă din ce în ce mai multe pietre din parament, din zidurile cetății. În timp ce vorbim se și vede, se văd imagini de la cetate. Da, dacă o să mai, da, o să mai discutăm pe ele, dar acum sunt doar așa imagini generice. Exact. Dar situația, cred eu, la fel de gravă sau poate chiar mai gravă este, dacă pot să spun, lipsa unei decizii pozitive pentru implementarea unui proiect. Și la modul cel mai concret, spun așa, avem o casă, avem o cetate. Da? La momentul ăsta ne plouă în casă, ne plouă în cetate. Dar problema este că plouă în cetate de vreo 10 ani. De vreo 10 ani noi stăm și ne uităm, eventual mai admirăm, sau din când în când ne facem că facem un joc de glezne, la sesizarea presei. Și atunci mai mișcăm o hârtie, mai facem o ședință. Ei, la momentul ăsta avem un proiect care este elaborat. Avem un proiect care beneficiază de o finanțare europeană și noi nu suficientă? Suntem în stare... Poftiți? Suficientă? Eu de ce vă întreb asta? Se spune așa, domne, știți, finanțarea, am renunțat la ele că ne-am dat seama că nu suficienți bani. Deci finanțarea europeană este la momentul ăsta pentru activitatea de proiectare, care finanțarea este mai mult decât suficientă și drept dovadă este realizarea în mai mult de 90-95% din procentul total a proiectului. Da, la momentul ăsta proiectul este gata. E, noi nu reușim, da? Și când spun noi, nu mă refer la firma de proiectare, asta vreau și la specialiștii, atenție, sunt vreo 40 de specialiști atestați pe intervenții pe monumente istorice care sunt implicați în proiectul ăsta. Nu, când spun noi mă refer la beneficiar. Dar dacă știu eu, faptul că nu reușim nu e suficient, noi îl și blocăm. Da? Cam asta este situația. Atunci, la momentul haideți să ăsta. Vedem, să le luăm pe rând. Să le luăm pe rând. Să le luăm sunt pe rând. Multe. Primul lucru care vreau să mă lămuriți este dacă dumneavoastră ați câștigat procedura asta la prima mână. Procedura asta... Pentru proiectare. Pentru proiectare, într-adevăr, a fost o procedură de atribuire, mă rog, legislația achiziției publice, achizițiilor publice este destul de stufoasă. Din păcate, noi am, sau mă rog, din fericire probabil pentru monument, să sperăm,
asta în măsura în care proiectul se va implementa, noi am câștigat această procedură de două ori. Adică de două ori? Da, e foarte interesant. Adică, dacă este să ne luăm după beneficiar, prima dată am pierdut, am contestat la CNSC și CNSC-ul a zis, ați câștigat. Beneficiarul a revenit și a spus, nu, a pierdut din nou. Cum? Simplu, că poate. Da? A atacat decizia CNSC-ului, organismului de județ. Se pare că este un fel de deja vu. Același lucru s-a întâmplat și la podul de la Luțca. Da, paralele se pot face multe. Da? O paralelă era și cu podul de la Luțca. Da? Podul a căzut. Așteptăm acum să cadă și cetatea. Ce problemă? Mai facem o licitație să scoată cetatea din Albie. Asta e, atât putem, atât s-a putut. Bun, revenim. Revenim, deci, da? Deci am câștigat prima dată la CNSC, da? Au contestat. Au contestat și a trebuit să câștigăm și a doua oară în Curtea de Apel de la Bacău, care a spus negru pe alb și este fidală decizia. Dom'le, oamenii ăștia sunt buni, oferta depusă e bună, au tot ce le trebuie. Trebuie, atenție, exact, să încheiați contractul. Da? Păi și vă mai mirați că nu se termină... Deci dacă ați intrat pe ușa justiției, în loc să intrați pe ușa normală, la procedură, scuzați-mă, la ce vă așteptați? Nu. La ce mă aștept? Haideți să vă spun la ce mă aștept. Eu mă aștept să lucrez cu niște profesioniști, cu niște oameni care își doresc să implementeze proiecte. Dacă nu, oamenii ăștia nu sunt în stare, faceți ceva. Și aici mergem mai departe. Pentru că se pare că amintitul mai devreme în emisiune domnul Asaftei, decontează niște acțiuni sau niște inacțiuni care nu au fost făcute deloc sau nu au fost făcute la timp de către subordonați. Și lucrurile astea sunt destul de grave. De ce? Pentru că nu se vor percepe acum, ci se vor percepe probabil peste vreo 2-3 ani, când o instanță se va pronunța și va spune din nou, ați greșit. Poate că într-adevăr mă antepronunț eu, dar esența lucrurilor este următoarea. Vom sta în continuare 2 ani de zile, da? Uitându-ne cum cade bucată cu bucată din cetate. Și atenție, cetatea Neamț este cel mai important monument medieval din județul Neamț. Am spus, un simbol. Exact, un simbol. Și într-adevăr, nu numai al județului, cât și a orașului Târgu Neamț. Da? Și al aici Moldovei. Eu, exact. Și al Moldovei. Exact, păi, împreună cu cetatea Sucevei, cetatea de Scaun, da? Sunt două monumente foarte importante a istoriei noastre medievale, a istoriei pe care noi nu reușim să o păstrăm, să o dăm mai departe. Bun, revenim. În momentul acesta, care este blocajul? Ca să înțeleg, știți cum e? Noi suntem oameni care stăm pe margine și vedem și zicem, băi, uite, s-au aprobat niște bani, bravo, s-au apărut pe Facebook că refacem cetatea, și-au mai pus un nou cască în cap sau nu și-au pus casca în cap, depinde. El cu casca, consilierul fără cască și, mă rog, nu intrăm în amănunte, da? Și zicem, hai băi, uite, se face cetatea. Nu mai vorbesc cum s-a făcut cetatea prima dată, când fonduri s-au deturnat de la cetate la un drum de sprijin pe acolo. Nu discut despre lucrurile astea. Pe mine mă interesează acum. Dom'le, dacă e tot ok, dacă justiția v-a dat dreptate, dacă dumneavoastră aveți lucrarea făcută, ce se întâmplă? Cine v-a spus că nu se face? Da. Lucrurile sunt un pic mai tehnice, dar o să încerc să rezum și să explic pe înțelesul oamenilor care nu sunt de specialitate. Și încep prin a spune că la elaborarea unui proiect, unor intervenții pe zona de monument istoric, participă foarte mulți specialiști. Acești specialiști, pe lângă faptul că sunt atestați
de Ministerul Culturii își elaborează fiecare partea din documentație aferentă specializării. Proiectele, de fapt intervențiile la orice construcție trebuie să se facă după obținerea unei autorizații de construire. Această autorizație de construire se obține în baza unui certificat de urbanism. Certificatul de urbanism emis în cazul nostru chiar de Primăria Târgu Neamț. În certificatul de urbanism, primăria a impus obținerea unor avize. Aceste avize sunt avizele de la ISU, avizele de la Agenția de Protecție a Mediului. Și în cazul nostru... Furnizor de utilități, dacă e cazul. Furnizor de utilități, da? Și în cazul nostru, aviz de la Comisia de Monumente Istorice a Ministerului Culturii. Fiind Cetatea Neamț fiind monument de categoria A, acest aviz trebuie obținut de la Comisia Națională de la București. Nu cea de la Suceava. Nu de la Suceava. Suceava dă avize pentru monumente de categoria B. Ei, și aici începe dansul sau epopeea, dacă pot să spun, că într-adevăr după vreo 10 luni de ping-pong de hârtii am ajuns aproape de o epopee. Spuneam că în acest sau în baza acestui certificat de urbanism trebuie obținute niște avize. La documentația de licitație exista deja un aviz favorabil emis de Ministerul Culturii. Dar acest aviz favorabil era condiționat, chiar așa și scrie. Aviz favorabil condiționat de efectuarea cercetării arheologice. Respectiv, după cercetarea arheologică, se face ceea ce se numește o descărcare de sarcină arheologică a amplasamentului. În concret, ce înseamnă? Atunci când intervii în zona unui monument istoric sau în zona de protecție a acestuia, înainte de a te apuca să construiești, să afectezi subsolul în care poți găsi urme sau vestigii istorice, prin intermediul unor specialiști atestați, tu te apuci și faci o cercetare și spui, domnule, pot să intervin acolo sau nu? Se fac niște săpături, niște teste. Nu știți de ce zâmbesc, dar o să vă spun imediat. Imediat vă dai un motiv în plus să zâmbiți. Timp de 3 ani de zile, deși Consiliul Județean cunoștea de condiția acestui aviz, ia ghiciți. Nu l-a obținut. Știți de ce zâmbeam? Pentru că cetatea în acest moment este administrată de Complexul Muzeal Național Neamț, o grămadă de care are specialiști, iar unul dintre cei mai bine, nu știu dacă pe perioada medievală, dar pe perioada veche, este domnul Diaconu, care este chiar din Târgu Neamț. Să spunem că e o coincidență, să mergem mai departe. Așa. Și este absolut jenant, tu, instituție, care ești Consiliul Județean, ai instituție subordonată, Complexul Muzeal Neamț, să nu ceri un aviz, cu atât mai mult cu cât toată lumea știe că acolo este un monument istoric de clasa A și se presupune că descărcarea arheologică s-a făcut și la lucrarea trecută, că nu se putea fără ea. Adică este așa o chestie de, nu știu, Eugen Ionesco, Teatrul Absurdului. Stați că urmează. Să avem puțin, aveți puțin tică răbdare. Avem puțin tică răbdare că suntem a la Caragiale, da, ce mai în locurile, da, în care Caragiale, da, s-a inspirat. Exact. Mergem mai departe și spunem, domnule, am luat act de avizul condiționat. Și atenție, avizul condiționat, și aici o să fac o mică paranteză juridică, da? Avizul condiționat de descărcare de sarcină arheologică implică, dacă luăm o logică simplă pe contrario, dacă nu ai descărcare arheologică pe amplasament, avizul nu mai e favorabil. Deci aici este, deci, fără putin. Se duce. Exact. Salut. Deci erai avizul, nu mai poți lucra. Corect. Erai obligat ca
beneficiar, să faci această cercetare și să obții descărcarea de sarcină nefrologică pentru ca avizul respectiv să fie favorabil. Altfel nu era favorabil. Am spus, ok, mergem mai departe. Am preluat noi această sarcină, această condiție. Da? Am contractat, atenție, am contractat, trebuie făcut, nu se poate, trebuie să depășim momentul ăsta, monumentul ăsta trebuie să intre în reabilitare, așa, restaurare. Am contractat această descărcare de sarcină arheologică. Cu cine? Cu specialiști atestați în domeniu. Ia ghiciți, după ce contractăm noi descărcarea de sarcină arheologică, ce hârtie primim noi din partea Consiliului Județean Neamț? Că facem noi chestia asta cu specialiștii noștri. Nu! Că nu recunosc specialistul. Nu! Opriți imediat orice demers privind descărcarea de sarcină arheologică. Și e negru cu explicații? Cu explicație că e terenul lor și fac ei ce vor ei. Și am spus, da, în regulă. Deja mă depășește. Exact. Și pe mine, din cauza asta, probabil, avem această discuție. Ei, mergem mai departe. Și am spus, în regulă, noi suntem obligați, potrivit contractului, să dăm curs solicitărilor beneficiarului. Dar i-am răspuns. Vedeți că dacă nu obținem această descărcare arheologică, condiție de obținere a avizului următor, la faza documentației pentru autorizație de construire, nu vom putea obține autorizația. Eu am vorbit, nimeni n-a auzit. Probabil că am vorbit în oglindă și oglindă, știți, nu prea aude. Că... reflectă, dar nu întotdeauna ce... Da, dar nu aude. Adică, da, e o imagine, dar... Acum, eu vă contrazic, sunt oglinzi care aud. Dar nu-i cazul. Da, n-am și transmit imagini. Sper să n-ajungem la discuții de genul ăsta. Mergem mai departe. Și am spus, atenție, în timpul ăsta... termenul de implementare a proiectului respectiv, termenul de contract, curgea și curgea cumva în defavoarea noastră. Dar am spus, bine, depășim și acest moment. Da? Am obținut toate avizele necesare implementării proiectului, necesare obținerea autorizației de construire. Mai puțin avizul de la Ministerul Culturii. Acest aviz de la Ministerul Culturii se emite de către o comisie de specialiști. Oamenii aia știu carte, oamenii aia știu ce au de făcut, sunt profesioniști. Da? Eu, ca semicunoscător sau mai puțin cunoscător, mi-am dat seama că nu mă pot duce în fața oamenilor ălora să depun o documentație dacă n-am acel aviz. Pentru că mai devreme aceeași comisie îmi spusese, fără asta nu e valabil. Da, am zis, domnule... termenul trecea, știți cum, timpul trece, liniștit. Leafa merge la unii, la alții să pierdă proiecte. Da, sau alții ajung să plătească și penalități, că n-au implementat la proiectul. Exact. Vedeți? Asta da, e frumusețea vieții. Altă, leafa merge și mai merge ceva, domnul Leu. Sporul pentru implementare. Să fim corect, sporul de neimplementare a fondurilor. Bine, dar la neamță asta cred că deja e legiferat. Sporul de neimplementare a proiectelor. Da, corect. E probabil în paralel. Știi? Implementăm, nu implementăm, noi luăm bani. Că... așa e. Mai era ceva... dar treaba necesară umest, știți, da, nu vreau să... Da. Okay. Povestea merge mai departe. Și spunem așa, dom'le, văzând că mai am o lună de zile din contract, specialiștii implicați în proiect din partea Consiliului Județean nu fac nimic, deja e un pleonasm. Da? Am zis că, ok, nu fac ceea ce trebuie, am zis, dom'le, nu se poate. Da? Mergem în condițiile astea cu documentația, așa cum e ea, fără avizul respectiv, în fața Comisiei de Monumente, și explicăm într-un memoriu, domnule, uite, cu tare, nu știu. Într-o ședință care a durat numai pe proiectul Cetății Neamț, aproape jumătate de oră, am reușit să conving acei specialiști asupra urgenței și necesității acestor intervenții. Și oamenii au înțeles și au făcut cumva, nu neapărat o derogare, dar au dat dovadă că există undeva dragoste de monumente și că
sunt chiar interesați să se facă proiectul. Și au spus, ok, îți avizăm favorabil documentația, dar îți menținem condiția de descărcare de sarcină ecologică, că nu putem să spunem, nu putem să încălcăm noi legea, spune, nu, pentru Consiliul Județean Neamț. Adică suntem băieți, așa, noi știm ce înseamnă cetatea, știm care e așa, uite, îți avizăm, dar în termen de, trebuie să depui descărcarea. Adică am fost odată băieți așa, suntem și a doua oară băieți așa, tocmai pentru a vă ajuta să faceți acest proiect. Că eu cred că asta își dorește toată lumea, Dumnezeu, să nu-ți mai plouă în casă, adică cât de... Unde poți merge cu acest să nu-ți mai plouă în casa pe care tu o prezinți turiștilor ca simbol al programelor de dezvoltare turistică a județului Neamț. Exact. Am omis să spun un lucru important. Apropo de plouat în casă, că acum mi-am amintit. Imediat după ce am început activitatea de proiectare, văzând cum plouă și ce infiltrații sunt. Dacă vă uitați pe ecran, o să vedeți colegul nostru joacă și prezintă. În stânga, și prezintă, jos. Lasă-l. E ce frumos. Așa arată cetatea Neamț acum, să știți. Da? Cu ciuperci, cu... Mă rog. Deci, imaginile sunt mai mult decât... Adică nu mai ai ce să comentezi. Trebuie făcută lucrare acolo. Deci asta nu mai e ce să comentez. Imaginile sunt grăitoare. Peste tot unde te duci, da, se vede. Poza a doua de din stânga ecranului, cum văd eu, cea de jos, dacă o mărești, da, se văd clar găurile. Arate, da, alea sunt expulzii de pietre, da, de rocă din parament, da? Acolo în zonele alea de desubt este nisip. Da? Emplecton, o umplutură, da? Nisip cu var, un amestec de nisip cu var. Da? Ajungem și acolo. Mergem mai departe și spunem că imediat după începerea activității de proiectare, am făcut o cercetare amănunțită a amplasamentului, că așa se face. Sau, mă rog, proiectanții care nu proiectează din birou, merg pe amplasament și îl caută de sus până jos. Cum? Sunt și proiectanți care nu lucrează din birou? Că eu m-am obișnuit numai cu proiectanți de culoare de mobilitate sau culoare de nu știu de care, proiectând din București, fără să ajungă pe la Piața Neamț. Ei n-au văzut trotuare, n-au văzut stâlpi în șosea. Mă, dacă există Google Maps, de ce vă mirați? Avem imagini de satelit. Deci asta a fost în acolo. Am fost în cetate... Am găsit încăperi despre care nu știau muzeografii. Da? Deci am zis, da, aici ce-i? Ia, ridică capacul. A, păi da, aici n-am intrat niciodată. Bine, mulțumesc, las că intru eu. Da? Mergem mai departe. Văzând cât de tare se infiltrează, am prins și perioada de iarnă. Noi mergeam de dimineață acolo, că e mult de măsurat, e mult de relevat. Lucrurile nu sunt simple la un monument de vechimea asta. Și mergeam de dimineață, eram la 8:30-9 acolo. Am avut momente în care n-am putut urca. Vă dați seama să cari instrumentele de măsură, urcam cu mașina până în momente în care nu era de zăpezit. Că, da, așa era. Și văzând amploarea degradărilor și viteza cu care acestea se desfășoară, am zis, domnule, hai să facem un proiect pentru o învelitoare provizorie. Pe principiu, domnule, dacă îți plouă în casă, pune măcar o prelată. Am făcut acest proiect absolut gratuit. L-am depus, l-am prezentat Comisiei Naționale de Monumente Istorice. Și au fost de acord. Oamenii au fost de acord. Ia ghiciți ce a făcut beneficiarul. Păi a zis, dacă ea sunt de acord, înseamnă că e ceva putred în Danemarca. Așa. Și noi trebuie să fim să nu fim de acord, ne facem un proiect mai mare și mai frumos. Beneficiarul a făcut ceva. Nimic. Atât a făcut. Nimic. Nimic. Simplu. Da? Deci, dacă ne plouă în casă, nicio problemă, o lăsăm așa, așteptăm să cadă mai departe. Ok, asta a fost un simplu, un intermezzo, o paranteză o paranteză despre nimic. Exact.
Așa. Da? Sau despre beneficiar? Sau despre cetate? Despre nu mai știu. Mă rog. Cetatea se pare că nu mai interesează decât dintr-un singur punct de vedere. Să atragă turiști fără bani investiți. Apropo de turiști, această cetate produce, cred că aproape 2 milioane de lei pe an. Am făcut un calcul, s-ar putea să greșesc aici, s-ar putea să fie 1,2 milioane. Dar eu zic așa, dom'le, când produci bani ăștia, tu nu ești în stare nici măcar să-i pui o prelată. Adică din banii cetății, din banii vizitatori, din banii care îți produce monumentul, tu nu ți-i investești acolo. Tu iei și faci altceva. Mă rog, asta nu e problema noastră, nu e în discuție, dar este de reținut. Da? Mergând mai departe cu epopeea cetății. Tot în cadrul cercetărilor care le-am făcut la obiectiv, am găsit niște ciuperci. Niște chiar ciuperci. Se numește Merulius lacrimans, în denumire latinească. E o ciupercă a lemnului, îngrozitor de agresivă, și pentru care la momentul ăsta în toată lumea nu se găsește o substanță care o să o omoare. Am recoltat probe, că am zis, domnule, trebuie să ne convingă, noi am identificat-o vizual, dar toate cercetările astea se fac în paralel cu laboratoare, cu laboratoare atestate, cu specialiști, cu biologi, cu geologi, cu tot felul de persoană specializată. Am trimis la laborator, a venit răspunsul de laborator, da, într-adevăr, ați avut dreptate, Merulius. Informăm beneficiarul. Primim de la beneficiar după vreo lună, o lună și ceva, primim o altă expertiză care spune, nu e Merulius, sunteți neprofesioniști, nu v-ați uitat bine, mai uitați-vă odată. Ne apucăm și citim și noi ce scrie în expertiza asta a beneficiarului. Și ce scrie în expertiză? Că în mostra analizată, pe lemn de rășinos, ciuperca identificată nu e Merulius. Și atunci m-am întrebat, dom'le, nicăieri în cetatea Neamțului nu există lemn de rășinos, acolo tot e lemn de stejar. De unde ați luat fraților mostra respectivă și ați trimis-o la analiză? Că dacă tu nu ai lemn de rășinos în cetate, cum vii și spui că am analizat eu lemnul din cetate și nu e Merulius? Adică lemnul de cetate e de stejar, ei analizează un lemn de rășinos și spun nu avem. Da. Da? Ce să zic, poate că a fost un lemn de mascat, adică i-au pus o mască din rășinos. Mi-a scăpat aspectul ăsta. Era o tehnică de construcție era o disimulare. Păi nu că vorbim de intervenția care a fost în 2007. Nu credeți că glumesc. Eu râd amar, pentru că lucrurile astea sunt, cum să spun eu, de acum frizează prostia, că nu pot să spun altceva. Dacă tu ai o analiză și mai ai una care spune că nu e așa, Doamne iartă-mă, du-te acolo, mai ia o dată mostre și mai fă una, că interesul tău să faci lucrurile să meargă, dacă vrei să faci să meargă. Dacă nu, stați că mai urmează. Mai este, e bine. Mi s-a descărcat și calculator, așa că în timp ce vorbiți dumneavoastră, eu să-l branșăm. Mai departe, apropo de această ciupercă, da? În ședința Comisiei Naționale s-a pus în discuție și existența acestei ciuperci. Doamna directoră a Direcției de Cultură, doamna Josanu, vine și spune, da, avem o expertiză noi, de acum 2 ani, care dovedește existența acestei ciuperci, Merulius. A, deci ea era? Ea era. Oamenii știau de ciupercă. Și au făcut o altă analiză și ai zis că nu au. Nu. Deci era o expertiză de acum 3 ani. Da, așa. Am făcut noi expertiză anul ăsta și când le-am comunicat expertiza, au mai făcut ei una și au zis nu avem. Deci două expertize spun că e ciupercă, că e Merulius, că sunt probleme mari. Da? Ei vin și spun, nu, noi suntem curat și plăcut uscat.
știți cum e, ca pe vremuri, știți, era rușine să ai sifilis. Na, da. Și atunci da. Te tratai la domn Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, pe te duceai la el și spuneai, domne, da, te rog eu frumos să nu intri pe ușa da, din fața acolo. Aveam, păi, și aici e o rușine să ai ciupercă, probabil, așa. Și atunci am zis, băi, hai să ne facem noi. Apropo, nu mai spune nimic de ciuperca de la Bicaz, la muzeul din Bicaz. Acolo e același. Iarăși ciupercă și iarăși nu știm. Dar revenim, mă scuzați, că da, n-am putut să nu fac legătura da. Între ciuperci. Da, să reluăm. Văzând rezultatele analizelor, am zis, domnule, poate ne înșelăm noi. Dăm, te rog, procesul verbal de recoltare de probe. Să văd, poate există în cetate un loc în care există lemn de rășinos și nu l-am văzut noi. Deși noi am cam căutat-o peste tot. Credeți că a mai venit vreun răspuns la asta? Nu. Păi da, nu. Știi, acolo pe procesul la verbal semnează niște oameni și asumă niște răspunsuri. Da? Așa cum și domnul Asafte și asumă când semnează un document, domnule, e acolo. Da? Bogdan, o să te rog să schimb titlul emisiunii. Pune așa, ridică-te Ștefane. Și trei puncte. Glumesc, da. Deci cam așa. Da. Da, Ștefan cel Mare, nu Ștefan cel Tare. Da. Revenim. Revenim. Obținem aviz de la Comisia Națională de Monumente pe documentația elaborată de noi. Și oamenii, cum spuneam, îngrozitor de amabili, au spus, da, suntem de acord. Tot ce ați făcut e bine, da? Anexa avizului are 7 pagini și preia aproape integral textul proiectului nostru. Dar aveți grijă, nu uitați să faceți descărcarea arheologică și faceți și declasarea unei construcții anexe care se demolează. Transmitem acest aviz la beneficiar. Cum l-ați perceput dumneavoastră? Pentru că nu l-ați avut. Dacă mie mi-l trimiteați, da. Măcar îl făceam public. Corect, da. Cum l-ați perceput dumneavoastră, așa l-au perceput și ei. Văzând că nimeni nu se sesizează din managementul de proiect a beneficiarului, te rog frumos, uită-te acolo în subsolul paginii, unde scrie aviz favorabil, trebuie să faci suplimentar asta și asta și dăm voie să fac. Ia ghiciți răspunsul. V-au răspuns în engleză? Cu fac? Nu! Au răspuns într-o limbă română perfectă și au spus, n-ai voie să faci. Atunci am spus, te rog, mai gândește-te. Mai uită-te odată, mai trage un bilet. Poate, nu știu ce. Sună un prieten, fă ceva. E, după ce i-am rugat, bine, eu ne spuneam, articolul, paragraful, trebuie, faceți, nu știu ce. Ia ghiciți. În ultima zi a contractului, Ultima zi a contractului îmi vine aprobare. Poți să faci declasarea construcției. Sunt două lucruri distincte. Odată cercetarea arheologică și odată declasarea construcției care se demolează. Deci mi-a dat voie... Pe declasare, dar nu pe cercetarea arheologică. Da, dar atenție, asta în ultima zi. Și ca să ne înțelegem, declasarea unei construcții monument, dacă vreți... E o chestie dezonorantă pentru cei care proiectează și intervin pe monumente. Pentru că monumentele astea trebuie să rămână. Trebuie să existe. De ce declasezi un monument? Ca să-l poți demola. La noi e vorba de o construcție care a fost făcută prin 60-65, când s-au turnat niște filme cu neamul Șoimăreștilor, cu nu știu ce. E efectiv o construcție anexă care... Se poate demola. Că nu e o construcție medievală, e o construcție de dată recentă și nu are sens să existe în continuare pe amplasament. Dacă faci o reabilitare, ținând cont de reguli. Corect. Încerci cumva să aduci zona înconjurătoare monumentului cât mai aproape de perioada istorică respectiv. Ce o reprezintă. Nu? Nu cu talbă galvanizată. Sau cu geamuri termopane. Hai să continuăm, zic, da. Și mergem mai departe și spunem în ultima zi a contractului,
frumos, elegant. Acum te văd. Joacă o pastă. Și le explicăm domnilor, manageri de proiect, fraților. Vezi că... O să am o rugăminte la dumneavoastră. Așa. Să-mi trimiteți și mie lista cu managerii de proiect și personajele care sunt în comisia, nu în comisia, în proiect prinse. Mie personal, nu s-o dau publicității. Vreau să-i cunosc și eu după nume. Nu că am vrut să o dau eu, să știți. Atunci dați-mi încă mie, mai vreau. Eu. Dați-mi încă mai vreau. Dați-mi eu mie, da? Că o dau eu acum, dacă vreți o dau acum pe imagine. Deci, știți cum? Sunt pe principiu că atâta timp cât mai există dialog, cât mai există o șansă, da? Haideți să epuizăm toate șansele astea. Bun. Haideți să vedem cum ați jucat-o. Cum ai jucat-o? Am stat. Am muncit 5 zile și 5 nopți și am făcut documentație. Le-am făcut prima dată adresă. Vezi că mai trebuie 20-25 de zile, da? Pentru că aceste documentații se avizează odată în Comisia Zonală de la Suceava. După care se duc la București. Dar atenție, de ce se avizează în Comisia Zonală de la Suceava? Pentru că toți membrii comisiei semnează nominal că sunt de acord să declaseze acea construcție. Nominal. Da? E o răspundere. Această listă de semnături se supune mai departe aprobării acestei comisii. Și am zis, în regulă. Nici o problemă. 5 zile, nu mâncăm, nu facem. În 5 zile am făcut documentația. De ce? Pentru că știam că este ședința Comisiei Naționale peste 5 zile. M-am dat de 3 ori, de 7 ori, de 50 de ori peste cap. Am avut documentația gata. Da? Am depus documentația. Că toate aceste documentații se depun prin Direcția Județeană de Cultură. Doamna director, nu știu când a făcut, că și dumneai trebuie să facă niște referate, niște Absolut. Nu știu ce. Adică, am depus-o cu o zi înainte. De-aia zis, doamna director, vă rog, nu vă spălați. Acum, dincolo de toate, poți să spui orice, dar nu că nu și-a dat interesul, cred că. Vai, deci n-aveți idee. Câteodată, știți, eu am cumva... niște imagini despre oameni care lucrează în sistemul public, că ei n-ar trebui să fie acolo. Ei ar trebui să fie în privat. Pentru că în privat ai interes, ai scop, ai țintă, ai obiective și ai rezultate. Da? Așa se întâmplă. Da? Bun. Depunem documentația. Bineînțeles, lipsea un document. Lista de semnături a Comisiei de la Suceava. Pentru că ăștia se întâlniseră înainte de a primi noi aprobarea de a face declasarea construcției. Da? Deci acest lung șir de coincidențe, da? Da? Ne-a dus la momentul în care noi în 2 zile trebuie să predăm niște documentații pentru care nu am primit aprobarea să le facem. Da? Și probabil nici nu o vom primi vreodată. Da? Cam asta este istoria neromanțată a proiectului de la Cetatea Neamț. Și mai spun asta și apoi mai întrebați dumneavoastră. Am cerut ajutor oficial, pe hârtire data asta, ADR-ului. Că el e organismul finanțator. Cine sunt? Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Spuneți-mi ce vă răspund și după aceea vă dau un exemplu apropo de cum a primit dumneavoastră în ultima zi aprobarea. Așa. Vă dau un exemplu. I-am rugat, domnule, uite, având în vedere stadiul proiectului, nu știu ce, haide să facem o întâlnire și cu dumneavoastră și cu beneficiarul. Ce mi-au răspuns? Nu, să mă cheme beneficiarul. Și am zis, bine, mulțumesc. Acum, cum să vă spun? Ei au o experiență plăcută și neplăcută cu respectivul beneficiar și de asta probabil că suflă și în adresa dumneavoastră, nu numai în iaurt. Da, am să o frapez data viitoare când trimit, am să frapez adresa și am să o pun într-un pic de la consolație. Vă promiteam ceva, deci
A fost, este o inițiativă interesantă a ADR-ul cu niște chestii de digitalizare pe firmă, așa zis, proiect neconcurențial, adică te duci, te înscrii, se trage la sorți, unul din doi rămâne, mai discutăm. Am aplicat, era online, am aplicat, nu știu ce, am văzut că am îndeplinit condiții, spunea acolo, online, asta a bifat, da, am dat drumul. Felicitări, da, sunteți fericitul câștigător. Așa. Și am zis, bă, acum așteptăm. Aflu că termenul s-a prelungit, că nu s-a înscris lumea, din motive care țin probabil de modul de prezentare a proiectului, nu discut, așa, și primesc un mail într-o vineri, pe la ora 2 și ceva, 3, poate greșesc ora, așa, și spune, dumne, zice, da, sunteți așa fericitul beneficiar, dar aveți un cod CAEN care nu e eligibil. Care nu e, ăla trebuie să-l eliminați. Și să-l eliminați până luni. Frumos. Și am zis, la așa digitalizare renunț. Știți, asta mi-aduce aminte de o întâmplare. Eram foarte tânăr, abia începeam eu să lucrez cu partea asta de achiziții publice. Depun și o ofertă la o procedură de atribuire. Aflu, eram singur ofertant. La momentul ăla erau cu plicuri închise, da, cu 7 exemplare, da. Cu comisii, se deschidea, nu știu ce. A deschis comisia, singura ofertă, se uita toată lumea. Și am zis, da, cu tare, când semnăm contractul? Și îmi răspunde președintele comisiei. Când vrem noi. No, mai frumos a fost. Nu te bucura că ești singur ofertant, că s-ar putea să ieși pe locul 2. Ia ghiciți. Ați ieșit pe locul 2. Exact. Fericit, da? Până la urmă. Exact. Locul 2 este un loc onorant. Numai că la astea... Nu semnează contractul, nu semnează contractul. La locul 2... Poți să-ți iei o diplomă. Exact. Da, atâta tot. Știți cine era președintele comisiei? Cine? Ia, faceți așa, un mare specialist în achiziții din CJ. Nu știu, chiar nu mă pricep. Haideți, încercați. Chiar nu pot să faceți încerc. Faceți un exercițiu nu pot. Nu pot că ar trebui să-mi aduc aminte de prea multe lucruri. Am înțeles, da, ok, bine, trecem. Haideți să spunem așa că era șeful comisiei de achiziții, adică biroului de achiziții. La un moment dat, acum este parc adjunct. Așa, exact. Am înțeles. Da. E un mare jucător de bridge, am înțeles. Nu știu, nu mă pricep, eu că nu le-am pastea cu bridge-ul. La mine sceptică, popa prostul. Cred că popa prostul la mine, știi? Da, sceptică, popa prostul, da, chestia genul ăsta. Adică nu ne băgăm în lucruri așa de importante. Și, cum să spun eu, benefice pentru județ până la urmă. Sigur, dacă se implementează. Dacă nu... Acum... Sunt toate aceste lucruri la o parte. Care ar fi soluția, din punctul dumneavoastră de vedere, ca lucrurile să meargă înainte la Cetatea Neamțului, dar rapid? De ce vreau? Vreau să fac o știre separată în care, să spunem... S-a rezolvat proiectul de la Cetate. Da. Ar fi extraordinar. Ce trebuie să se întâmple la Consiliul Județean? Hai să... Da, punctual. 1, 2, 3. Punctual. Da? Dar nu e cu trei puncte. E cu un singur punct. Un singur punct. Haideți exact. Să... Care? Și stați, că e cu preambul aici. Nu putem să... Mai durează hai un minut. Hai să spunem și... preambul, nu preludiu. Atenție specială am pus preambul, că puteam să spun și altfel, da? Mergem și spunem așa. Facem o paralelă la proiectul de la Muzeul de Istorie. Da, că trebuie să vorbim și despre el. Durează două minute. Nu, vorbim. Eu vreau să îmi spuneți cum facem aici, după aia discutăm despre proiectul de la muzeu. Da, faceți dumneavoastră paralel. Da, da, rugămintea este lăsați-mă că e frumos. Vă rog. Da? Vă rog. Proiectul de la Muzeul de Istorie. Da? Un rezumat așa foarte subțint. Suprafața construită la Muzeul de Istorie, 3373 de metri pătrați. Suprafața construită la Cetate, 637 de metri pătrați. Da, sunt pic, nu înțeleg. Da, așa cum... Da? Bun. Mergem mai departe. Valoarea de proiectare la muzeu. 700.000 de lei. Da? Valoarea de proiectare la Cetate. 1.500.000. Valoarea lucrărilor la muzeu, care se termină acum, va fi recepție. 21 de milioane. Valoarea lucrărilor la Cetate, 26 de milioane. Da? Termen de proiectare la Cetate, 4 luni. La muzeu. La muzeu, 4 luni. Termen de proiectare la Cetate, 6 luni. Când am început, că la muzeu tot așa, a fost proiectare și execuție. Da.
Când am început proiectarea la muzeu, în 4 luni de zile s-a predat proiectul verificat și a început execuția. Da? Și acolo la muzeu a fost tot așa o epopee, dar la muzeu... Într-o emisiune și despre asta. Nu se știe. Poate după recepție, poate să... Știți cum? După luptă... E așa. După lupte seculare. Așa. La muzeu, 3 luni de zile n-am primit niciun ban. Că și acolo probabil trebuia să câștige altcineva. Dar când n-ați primit banii? Păi după ce am început execuția, despre ce vorbim? Dar noi am executat în continuare. Da? Și la un moment dat ajunseseră onor specialiștii, apropo aceiași specialiști, din proiectul ăsta la alt, că doar nu sunt mulți care se pricep în Consiliul Județean la monumente istorice, la dărâmatul monumentelor istorice, da? La un moment dat le-am făcut o adresă și le-am spus: bă, fraților, vedeți că noi ne pregătim de recepție, valoarea lucrurilor ar fi cam de, și voi n-ați contractat și nici n-ați plătit. A fost elegant. Așa. Da? Și atunci soluția a venit. Au schimbat managerul de proiect. Și oricât ar părea de ciudat, omul care a venit a rezolvat tot. Și a rezolvat în interval de o lună de zile. Acum vă rog și eu ceva. Spuneți-mi cine a venit. Vreau să dau și un exemplu pozitiv. Da. Există și oameni... Păi asta zic, haideți, unde este un exemplu pozitiv să-l dăm. În Consiliul Județean nu am aprobarea lui să-i public numele, dar asta vreau să... Ce pot să spun eu sigur nu este domnul Mocanu, că el era înainte. Domnul Mocanu e un fost. De asta scuzați, a fost. El era înainte, asta exact, am spus și eu. Exact, nu. De, nu, nu deci nu. Nu. Pe el l-a schimbat omul care a venit. Da. A, nu înțeleg. Da. Ok. Da. Ca să nu și, încurcăm da. Lucrurile. Și omul ăsta, care are toată aprecierea mea, într-o lună de zile a rezolvat tot. Și muzeul se va recepționa. În maxim o lună de zile se va recepționa. Deci muzeul de istorie se va recepționa în termen. Da. Și am spus, acum analogia o faceți dumneavoastră. Simplu. Da? Și acel proiect cu muzeul de istorie era blocat. Da? S-a deblocat într-o lună de zile. Concluzia care? Oamenii. Bineînțeles. Adică, schimbați managerul de proiect. Este simplu. Simplu în momentul sau în măsura în care... Dar mai există timpul necesar? Adică ne suntem în termene lacetate. Există suficient timp, da, să se implementeze și proiectul de la cea, să se recepționeze, să se implementeze proiectul de la cetate. Doar că trebuie voință. Și aici nu mai e voința mea. Aici este voința beneficiarului meu, care trebuie să asculte și de alți oameni, nu numai de un singur om. Asta e foarte important. Bine, acum asta cu un singur om, să nu vă supărați, sunt obligat să vă întreb cine este acel om. Pentru că aici nu discutăm despre... cum să vă zic eu, trei lulele, două surcele. Da. Nu discutăm despre doi copaci furați din pădure. Nu discutăm despre un gard făcut la nu știu unde. Aici discutăm despre o cetate. Și aici, nu vă supărați, dar trebuie să spuneți cine este managerul de proiect. Da, managerul de proiect este de fapt o manageră de proiect. Este doamna Țigănuș. Așa, doamna Mona Țigănuș. Da, doamna, așa. Care, mă rog, sau, da, care n-a reușit, cred eu, da, să managereze cum ar trebui acest proiect. Ba, aș adăuga și am și probe în sensul ăsta, a încercat, sau în continuare încearcă, că nu suntem încă la timpul trecut, încearcă în continuare să-l blocheze. Să arate că dacă nu vrea dumneai, sau dacă nu câștigă cine trebuie, nu se implementează proiectul. Fără nicio legătură cu ce discutăm noi acum, care au fost firmele care au licitat?
împreună cu dumneavoastră. Nu mai, o firmă din Argeș, din ceva, n-aș putea să nume. Deci din Argeș, nu era din... A, nu, da, trebuie să fii copil, să vii cu o firmă din Neam sau din Iași. Nu, eram curios să văd. Da, era o firmă din Argeș care a spus că, domnule, aici trebuia la partea de asta de achiziție, trebuiau justificate costurile. Și a spus că costurile de transport a specialiștilor noștri de la Argeș sau București până la cetate sunt zero. Și a spus că teleportarea nu s-a inventat încă, gratis nu se face, ceva e în regulă. Gratis se face dacă beneficiul e corect. Mai știți cum termine gratis și beneficiu, deja. Deci dacă beneficiul e corect, se face gratis, adică ce să mai discutăm atât. Ca să fim corect, beneficiile ulterioare. Da? Că trebuie să punctăm aici. Deci, cum să vă spun, eu cunosc o parte dintre lucrurile de genul ăsta, dar nu-mi dau seama, totuși din Argeș până aici, probabil că făceau turism. Și era un concediu, cetatea... era un concediu de lucru, sau, mă rog, nu știu cum să-i spun. Da. Știți că... Da. Bun, acum, eu m-am lămurit. Cel puțin eu. Să sperăm că și cei care ne ascultă, deci, sau ne văd... Deci, clar, din punctul meu de vedere, trebuie un răspuns clar și coerent din partea beneficiarului. Da, trebuie, îmi cer scuze, vă întreb, dar e foarte important să punctăm asta. Trebuie un răspuns. Am peste 7 adrese la beneficiar prin care îl rugăm. Dom'le, primește-ne, întâlnește-te cu echipa de proiect ca să afli și punctul nostru de vedere. Ia ghiciți răspuns. Nu. N-am timp. Da? Deci președintele Consiliului Județean Neamț, care ar trebui să implementeze, să managereze toți oamenii din subordine, știe că are o problemă, primește, avem 600 de adrese în cadrul proiectului ăsta, prin care îi spuneam, vezi că acolo nu e bine, vezi că acolo nu e bine, vezi că acolo nu e bine. Da? Dumnealui n-are timp. Îl rog acum în direct... Da? Să-și aloce timp și pentru problemele cetății Neamț. Că e, cetatea Neamț, știți, e în județul Neamț. În orașul Târgu Neamț. În județul Neamț. Da, nu s-a mutat. O să ne mutăm în județul centru, că așa se va numi probabil. Da. Și atunci cei de la Iași probabil vor fi interesați să investească în cetatea de la Târgu Neamț. Că ei vor conduce zona. Da, sau să sperăm că măcar vor avea timp. Asta cu timpul, știți cum e... Sau își vor face timp, poți să știi. Da. Eu, era să zic o poveste, este o realitate care, din păcate, în momentul acesta, reprezintă o nouă pată pe activitatea investițională pe fonduri europene a Consiliului Județean Neamț. Și nu pot să nu fac o comparație în momentul acesta, pentru că se tot vorbește de faptul că avem funcționari prea puțin la Consiliul Județean Neamț și prin alte părți, că județul Neamț, dacă nu mă înșel eu, poate greșesc. Prea puțin competenți, îmi cer scuze, aici trebuie să... Da? Sunt unii care sunt prea puțin competenți. Și mai e un aspect și aici trebuie să-l punctăm neapărat. În Consiliul Județean Neamț am întâlnit niște oameni extraordinari. Dar în momentul în care îi rugam, domnule, ieși în față, spune-ți părerea. Nu pot. Fă ceva. Nu pot că șefa. Nu pot că șeful. Și am spus, domnule, ceva e în regulă. Exemplul care l-ați dat cu muzeul este relevant. Apropo, Bogdan, te rog frumos, dacă ai niște imagini cu muzeul cât vorbim noi și dacă domnul vede o imagine mai semnificativă, o și comentează. Ce vreau să vă spun, exemplul dat de dumneavoastră este relevant. A fost un om care a ținut legătura cu dumneavoastră, nu mergeau lucrurile, a fost schimbat cu un om de acolo și lucrurile s-au rezolvat într-o lună și jumătate. Dar a existat voință ca din partea acelui om, din partea acelui manager de proiect, da, ca lucrurile să se rezolve. Este un lucru atât de simplu, n-aveți idee, se semnează o hârtie, spune, de astăzi
Cutare îl înlocuiește pe cutare și s-a terminat. Și vom avea un proiect implementat cu succes. Sau acceptat. Măcar ăla care ar trebui să fie înlocuit să trezește la realitate și își face treaba. Eu merg și pe principiul ăsta. Dom'le, hai să vedem dacă cumva lucrurile merg cum trebuie, dacă se trezește cineva, că poate nu-i treaz. Domnul Bălănescu, eu nu mai cred în povești. Am crezut povești în Moș Crăciun, în Alba ca Zăpadă, dar eram... Haideți că vine Crăciunul, nu-mi strica spiritul Crăciunului acum. Atenție, deci eu vorbeam de Moș Crăciunul, de spiritul. Spiritul e acolo, la locul lui, e unde trebuie. Dar știți cum? Să lăsăm poveștile și visele pentru copii și visători. Eu sunt obligat, din poziția mea, sau ca și constructor, dacă vreți, ca și proiectant, să discut pragmatic. Da? Au început imagine. Da, aici e o poză din intrarea principală, din holul principal. Astea sunt poze cu ce-i acum? Cu ce-i acum, da. Bogdan, da. Te rog să mai pui, da. Și pe măsură ce apar, poate mai discutăm. De ce? Da. Pentru că și eu sunt curios cum arată muzeul. Și chiar aș vrea să văd, pentru că țin foarte mult la acest proiect. El trebuie să devină practic unul dintre punctele foarte importante ale orașului. S-a pus mult suflet, să știți. S-a pus mult suflet acolo și s-au aplicat niște tehnologii și niște metode de intervenție specifice anilor 1900. Noi trebuie să înțelegem, sau spectatorii, videospectatorii, trebuie să înțelegă că așa cum văd ei muzeul, în interiorul muzeului, aici o imagine 3D a învelitorii, partea de șarpantă. Da. Da? Deci, cât e muzeul de mare, muzeul nu a avut în construcția lui niciun pic de ciment. Nu s-a folosit ciment. Așa era tehnica atunci. Exact, da? Zidărie cu mortar de var. Da? Și mai mult decât atât, zidul de piatră care îl vedem noi până la cota 1,65-1,70 m, da? Acel zid de piatră e de fapt alcătuit din două rânduri de piatră, la interior și la exterior, și în mijlocul lor avem emplecton. Deci este exact o umplutură. Emplectonul este bucăți de piatră cu var, cu nisip, o umplutură. Este exact stilul de construcție în care e construită Cetatea Neamț. Că Cetatea Neamț nu e toată din piatră, așa cum se vede, știu eu, de la exterior, așa, de la interior. Da? Așa dă impresia. Exact, așa, nu. Da. La Cetatea Neamț ai o zidărie de piatră la exterior, ai umplutura, da? De var, nisip și diferite bucăți de piatră, și la exterior ai cealaltă zidărie, pentru că acolo sunt niște ziduri de 3 metri grosime. Și de unde au apărut fier betonul acolo? Că... Întreb și eu, nu știu. Din proiect. Din proiect, nu? Din proiect. Ce în proiectul dumneavoastră mai aveți fier beton? Nu, nu, nu. Da, iarăși, și normativul îți impune. Dom'le, folosești tehnicile specifice epocii respective. Din cauza asta, și intervențiile pe monumente sunt cumva mai scumpe decât... Că așa e simplu, să vii să dai o tencuială de ciment, da? Și mai gata, aplici ceva peste, mai, da. Niște polistirene, eventual, pui termopane și s-a terminat. Dar ăla nu mai e monument. Își pierde ceea ce numim noi substanța istorică. Da. Ne-am dus mult. Nu contează. Bogdan o să rupă emisiunea în două și partea asta de emisiune o să punem separat și o să și promovăm un pic, pentru că e vorba de un monument istoric de maximă importanță. Și să sperăm că va fi și vizualizată de cei care... Asta vă garantez eu că deja... Sau mă rog, că ajunge mesajul unde trebuie. Bine, mai rămâne ca și cei care trebuie să-l vadă să fie la ora asta treji. Adică să fie... Când spuneți treji, e adică... deștepți, în sensul de deștepți. Nu. Eu vorbesc la nivelul propriu al cuvântului. Păi exact, să nu doarmă. Să nu doarmă. Păi să fie deștept, exact. Că te deștepți, exact. Nu? Exact.
Și vom urmări subiectul în continuare. Noi, în general, suntem încăpățânați pe genul acesta de subiecte și le urmărim. Din fericire și eu, pe proiectele mele. Le urmărim și să vedem, pentru că aici trebuie un răspuns foarte, foarte, foarte rapid. Eu cunosc mentalitatea de acolo, chiar vis-a-vis de dumneavoastră. Sunteți un om încăpățânat arțăgos, și umpleți cu hârtii. Exact. Și umpleți scriu prea mult. Da, scrieți prea mult. Da. Acum, cum să vă spun, până la urmă, puteți fi încăpățânat, arțăgoș, să scrieți mult, important e dacă aveți sau nu dreptate. Și din moment ce proiectul este blocat pentru o descărcare arheologică, care trebuia să fie făcută de beneficiar, care beneficiar are muzeul în subordine, care muzeul administrează cetatea, mie mi se pare de acum un superflu toată chestia asta și un motiv care... Nu știu dacă... Tot un super flu. E, da. Dar nu, eu zic dacă cumva motivul ăsta nu poate fi, nu poate aluneca undeva spre penal. Spre penal, pentru că e vorba de bani mulți, e vorba de un monument. Și e vorba de niște fonduri. E vorba de fonduri europene și asta e. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Nu știu de ce cred că ne vom mai întâlni. Nu știu de ce. Să sperăm că ne vom întâlni cu vești bune. Mi-ar place să vin din nou aici și să spun domnilor. Da, domnule, da? Uite că s-a făcut în s-a rezolvat, da? S-a implicat cu tare, cu tare, cu tare. Lucrurile sunt deblocate și voi avea plăcerea să vă spun că s-a obținut autorizația de construire, s-a aprobat proiectul, se va scoate la licitație execuția lucrurilor. Se face ceva. Da? Mulțumesc, numai bine. Mulțumesc. Oameni buni, scuzați că ne-am întins așa, dar câteodată merită și trebuie făcute lucrurile. Cele bune, numai bine, să fim sănătoși, să ne vedem mâine. Apropo, mâine, o emisiune, zic eu, interesantă. S-ar putea să aveți niște surprize interesante legate tot de zona aceasta a județului. Numai bine. La revedere.